Polițiștii și jandarmii împreună cu procurorii DIICOT au descins la locuințele suspecților. Oamenii legii au pus sechestru pe 4 palate din Ivești și pe 8 mașini de lux. Ai zis că n-ai societate. Nu-i societatea mea. Cred că a adus-o, frate, mă spun pe Gubulescu. În urma descinderilor imobiliare efectuate, 21 de persoane au fost aduse la sediul poliției pentru cercetări și 7 dintre acestea au fost reținute pe bază de ordonanță, fiind acuzate de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. Paguba pe care suspecții au produs-o statului este estimată la 1,5 milioane de euro.